Mai trebuie. Deci avem 14 iulele, da? Da. Avem 14 sau 16. Trage, da? Am tras de 16 ori, gata, doar dacă îmi aterizează vreuna în tavă, o iau pe urmă pe aia. Da? Deci bag mânuța sub cârtie și iau și arunc. Clasele primare, profesoară, e o minune, pune numai ore bune, pentru asta mami, profesoară, ca să fiu. Și dai, hai băi! Așa! Hai, dai, 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 dai! Bravo! Vreți să mă oprim? Dă-i, dă-i, mai dă-i, 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 așa, dă-i, bravo! Hai că nu mai iau acum! Da, 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 ce-ai pățit, Daniel, eu sunt! Te mai cunoaște mami acum, dacă vine, cum ești tu așa mascat cu frișcă? Da. Te mai cunoaște? Sigur? Da. Te-ai mai bătut vreodată cu frișcă? Da. Când? Cu tine. Da, acum ce faci cu frișcă de pe tine? O papi? Sau ce faci? O spăl. O spăl. Dar o să ai mult de spălat, că ești plin de frișcă. Mai mai. A fost bine? A fost frumos? Da. Ți-a plăcut? Da. Cum e frișca? Mărâtă. Dar nu e și dulce? Ia bagă în guriță să vezi cum e. Aha, bagă așa. E dulce. E dulce? E bună. Ia un pic de pe nasuc și mănânc. Cum a fost? Ei, dulce? De cât ai pe păr. Mănânci, mănânci frișcă, vezi? Nu pierde. Da. E, de ziua mea. De ziua ta. Da. S-a de bătut cu frișcă teme? Nu. Cum a fost? Ai încasat? Foarte bine. Am încasat mai mult, dar eu am dat cap. Ai dat? Da, am dat. Am și pe ochi. Câți dușmane ai atacat astăzi? Unu. Unu? Da. Da. Foarte mult. Mai vrei? Da. A fost o provocare. Domnul Silvian ne provoacă mereu. Ne invită să îl colindăm de, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. El este cel care ne îndulcește în fiecare lună. Noi sărbătorim pe fiecare copil doar pentru că Silvian se gândește la noi și ne oferă mereu cât un tort. Și m-a sunat... cred că vineri și mi-a zis, n-ai vrea o bulgăreală vara? Și am zis, de ce nu? Dar tu ai copii mici acolo, de 3-4 ani, îi pregătești? Cum să nu îi pregătesc? Îi pregătesc. Și de atunci ne sunăm, punem la punct strategii. Bineînțeles că ei știu, pentru că mă aud vorbind, pentru că nu pot să mă ascund. Au organizat și unele surprize cu ocazia zilei de 1 iunie, de care nu știu. De exemplu, mâine se joacă cu părinții. Ei nu știu ce o să facă cu părinții, în schimb, părinții știu ce o să facă cu copiilor. Da, te bucur, pentru că atunci când vezi niște suflete de copilași, că se bucură, credeți-mă, nu mă așteptam să fie, să iasă așa de bine. Pentru că, cu excepția doi copilași care s-au retras din marea bulgăreală cu frișcă, restul au fost, și cred că imaginele spun totul.
Mulți nici nu știau ce înseamnă frișcă. Nu știa ce înseamnă caftala cu frișcă. Știau ce este frișcă, au mâncat, au servit, au făcut cunoștință cu ea, dar nu, ei cred că nu și imaginau cum o să fie și ce o să se întâmple în momentul acesta când trebuie să se bată cu frișcă efectiv și să dea unul în celălalt. Dar de unde această idee? De unde? Nu știu, știți, de multe ori când ne adunăm în cercuri restrânse, începem și-l mai mânci pe ăla cu frișcă, pe celălalt. Nu, stai puțin. Dar de ce să nu ne batem cu frișcă direct? Să ne mânjim unul pe celălalt. Și atunci am pus ca regulă mesele între ei, ca să poată să fie totul ok și să nu... Știi ce se întâmplă? Ați văzut că după ce s-a terminat, au început să mai adune frișca după tăviței să se frece pe față. Tocmai asta am vrut să eliminăm. Să-i lăsăm să ochească cât mai bine și să le fie lor cât mai bine, fără să, pentru a evita incidentele, am făcut cele două echipe. Câte ghiulele ați avut, câtă frișcă ați folosit pentru toată frișca? Hai să zicem, pe fiecare ghiulea de frișcă au fost cam 35 de grame de frișcă. Deci nu foarte mult, destul de bună, dar este frișca cu care noi lucrăm, cu care decorăm și ați văzut că și la gust este superb.